comanda lui Răducioiu. Bate Enesa Ali, cornerul, resping fundașii de la Voluntari, din nou Armaș, nu, era Matricar, acum Armaș sare și cade după ce a fost ciocnit de un adversar. Lasă jocul să curgă Ionuț Coza, chiar dacă cei de la Voluntari solicitau o lovitură liberă. Enes Ali, Ali în marginea careului, scoate încă un corner din duelul cu Ricardinho. Ocazie mare acolo a avut Larie, numai că Larie a fost foarte lent, a avut mingea la picior, n-a avut reacție și apărarea Voluntarilor și se respingă. Oh, avem un jucător lovit, s-au lovit grav cap de tot. Cap. E nevoie de salvare aici. Armaș și cu un jucător al Farului. Sigur că imaginea este mai... Probabil că accidentarea nu este neapărat foarte gravă și a scris arcada, dar s-a umplut de sânge. Imaginea în sine este șocantă. Motiv pentru care cred că regizorul nici nu insistă asupra acestei imagini. Ne prezintă... ca în UEFA ne prezintă galeria celor de la Farul. Cardat. S-a dat cap în cap cu Armaș. Cu Armaș. Față la care nimeni nu este de vină, ambii au sărit să joace mingea cu capul. Și evident, teama de contuzii, teama de lovituri, care ar putea să ducă la urmări mai grave, face ca această accidentare să fie tratată cu toată atenția de cele două echipe de medici. Cei doi jucători sunt scoși în afara terenului, în mod normal. Carnat va reveni mai târziu până va fi bandajat, până îi se va opri sângerarea, în vreme ce Armaș este și el în spatele propriei porți. Va fi încă un corner pentru Farul și probabil tot Enes Ali. Iată-l pe Florin Cernat, rămas pe banca Voluntariului. VAR! Da, face semn de VAR Ionuț Coza. Marcel Bursan este la VAR. Păi și cel, da, afară pe Armaș. N-are de ce. Poate să dea penalti pentru... Nu zic că n-are de ce, da. Nu zic că vine joi. Vine joi acum, Kirva Saras. Și ți explică faptul că este evident. Ce-o vedea, doamne? Ia să vedem. Doar că deocamdată nu vede nimic, că bate soarele. Că nu e în soare acel monitor. Doamne ferește. Da, a deci, doamne ferește. O lovitură cap în cap, e adevărat. Verificare penalti. Doamne ferește. Și a spart arcada stângă, din ce îmi dau seama, Carnat. Orbita stângă este lovit. Deci dacă aici se dă penalti, este iarăși foarte ciudat. De asemenea, ciocniri nu duce capul, să vedem. Dă penalti, clar, 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 da. Minunat. Minunat! Penalti pentru Farul în minutul 28. Minunat! Să vedem încă o dată. Carnat a lovit mingea cu capul, avea planul, sare de sub ele, adevărat, Doamne Armaș. Ferește, nu sare aproape deloc, mă. Băi, aproape deloc, nu, să nu duce capul spre... Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Dar iată că se poate și pare că decizia asta va fi dată de corectă joi. V-am spus, am mai spus-o după și după alte meciuri, fotbalul s-a schimbat mult. Da. Foarte mult. De... Extrem de mult. Noi, în tinerețile extrem noastre. De mult. Larie va fi... față în față cu Octavian Vâlceanu. A dat gol și domnul trecut tot din penaltii împotriva celor de la Voluntari. Beș câștigat cu 2-1 după ce Voluntarii desese scorul prin Matricardi. Atunci Alibec și Larie au reușit să revină și să înscrie. Ocazie importantă venită după acel șut al lui Carnat respins în corner de Vâlceanu. Larie, Adelan destul de lung, Larie, gol fără emoții, 1-1. Bucurie imensă aici la Ovidiu, după ce Farul reușește să egaleze, însă la o fază la care mă bucur că măcar suntem în același registru. Nu, e clar că va spune că e faul, s-a lovit... După o fază la care s-a inventat un penalti. Se lovesc de 100 de ori cap în cap în altă parte, dar încă o dată, ăsta este fotbalul actual, trebuie să ne obișnuim. Nici măcar nimeni de la Farul nu a cerut penalti. Atenție, faza a continuat. Secunde bune. S-a bătut cornerul. Faza a continuat, atenție, nimeni de la Farul nu a cerut penalti, ca să vă dați seama. Nu s-a gândit nimeni că tovarășul Bursan va descoperi, analizând fazele, că aici este penalti. V-am spus,
Fotbalul s-a schimbat mult și cred că de emoție a și uitat, a fost schimbat canat cu Rivaldinho.